Ala, deci ai trimis bine, ai văzut? Da, exact, exact la m-am gândit. Când face oire și, mai vine și motorul după aia pe tine. Acum fetița, fă bine și pornești tu. Nu prinde să cupleze. Classic. Era scutul tău? Bine. A început bine, da? E frig, e frig, e frig de tot, pentru că e iarnă încă afară. Am ieșit cu enduro pe un drum pe care nu-l cunosc, cu Robert și cu un prieten de-al lui. Și eu am zis că nu refuz o plimbare cu enduro niciodată, doar că afară cred că sunt vreo 2-3 grade. Eu mi-am uitat geaca termică și pantalonii termici acasă la București, așa că astăzi mi-am luat o geacă pe care am găsit-o prin dulap, mai mult din greșeală și noroc că mi-a zis Robert și mergem, nu știu pe unde mergem, eu mi-a zis Rădu cu azi mergem YOLO. Robert e băiat cu minte, dar când se urcă pe motor nu mai recunoști. O să mergem pe niște dealuri foarte faine prin față. Au zis că eu am mai fost pe aici acum vreo 2 ani. Motorul a pornit bine, a rămas peste iarna, asta e prima plimbare. Mi-era dor, trebuie să recunosc, dar nu mai știu să mă mai dau deloc. Avem un XC250 în 4 timp aici, un Fusca Varna T300 și un KTM 300 TPI, e cel pe injecție. Ia uite-i pe băieți, dar și eu vreau. Sper doar să nu cad, că de seara ar trebui să mă întorc la București, de seara sau mâine. A few moments later. Ah! Opa! Aoleu, am înțeles, e cu de astea. Ole! Ce e aici, mă, maică, mă? Wow, cum rupe aderența! Crezi că pe aici? Da, ei știu să urce, eu nu. Banking bun, 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 bun. Vai leu, eu nu vreau să cad aici. I-am dat a doua măcar. Nici nu știu dacă se urcă din șase sau de pe lângă. Wow! Haide, haide. Hopa, mă opresc aici. Bă, băieți, pe unde mă urcesc, mă? Mama nu m-a lăsat pe aici cu voi. Urc eu pe acolo. Uhu! Poi mart! Ce vorbești, mă? Pleacă motorul la vale. Trebuie să-mi iau vânt, dar nu ne-mi iau eu vânt. I-am dat a doua și a doua. O să mă prefac, asta e drumul. Cred că după urma asta, că asta cred că e urma lui Robert. Da, băi, de mine. Nu știu ce să nu face Robert, da. Ce ziceai tu? Deci tu patinezi de roata. De unde, ca eu abia plec de acolo, mamă. Și urci cu ea patinând? Da. Urci în șa sau pe lângă? Aici, nu? No, problema e că nu știu nici tactică, adică e fix a treia mea ieșire cu enduro. Robert zice să urc cu bazinul în față și într-adevăr am mai mult control, dar în același timp mi se pare că pierd controlul asupra roții spate și derapează mult. Trebuie să rectific și de data asta, cred că asta o să fie cea mai tare aventură. Am frână de spate prea bună. Bă, ce naiba urcă pe aici în afară de enduro? Cum cea luam noi la țară, nie boală, nie boală, ho, brr, brr, cea, ho, brr. Am crescut la țară, ce să-i faci? Mai mare decât aia? Mai simplă. A, mai simplă. N-am înțeles. Te-ai descurcat de minune. Nici eu n-aș fi crezut, mulțumesc. Așa se pleacă. Trebuie să-mi înving cumva instinctul de a închide ochii, pentru că am ochelari. Ideea e că odată ce simt vânt în față, instinctul e să închid tot timpul așa ochii și să nu iau mizerie în față. Vai, ce sare și de la mine și de la Robert. Opa, asta e că sare. Oh, leu! Bolobanul. Opa! Aha, deci așa se sare un șanț. Mergem prea tare? Nu! Că noi ne aventurăm așa, da? Da, 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 până nu cad, eu nu mă las. Cu a doua. Bună, a treia. încărcarea cu pietre, care zicea Robert. Opa! Ce bine am urcat! Da, mi-am forțat mâinile, nu glumă. Eu încerc să le iau pe Robert drept timpuri și pe unde merge el. Wow. Wow, ce patinează! Se durează super tare motor pentru că alunecă rău! Hop, hop, a căzut Robert, l-am văzut jos. Sper că n-a căzut rău, n-a căzut rău. E bine! Vai, cum e! Păcat că nu e soare afară. Bine, văd totul galben. Wow, cum se vede acolo în dreapta. Auci, mersi. De că și eu sunt aproape pe pană, văd că și Flavius și am văzut că și Robert are roata destul de moale. Deci, opa. Deci ar trebui să avem mai multă aderență. Dar se vede că rupe aderența, Robert în spate, bun. Pune pe șans, bun. Nu, vine la vale. E gheață că e în șanț, uite. Hai pe lângă, dai pe lângă. Încerc pe parte, pe undeva, nu pe gheață, că nu prinde. Teoretic trebuie să urcăm. Uite, acolo. Taie lemne. Doar că o să fac bucla așa și mie, că mă duc. Dai tare! Cu avânt! Dar nu acolo! Haide mă că urcă motorul! Și nu e mare urcarea, cel puțin mie nu mi se pare mare, adică nu mi se pare mare, doar că nu e gheață jos. Ce frumusețe, mă! Ce ciudat că ai, dincolo e aceeași înălțime și nu e zăpadă, dar probabil acolo bate soarele, aici nu bate soarele și e super multă zăpadă. Acolo mi-a patinat și mie, așa e. Arde pe bătrâna, arde. Mamă, ce, acolo am crezut că nu plec și după aia zic că îi dau să învârtă, să scoată. Așa. Aproape. Transpiră tare și nu mai simt niciun pic de frig, jur. Dai. Bun, dai. Vii să dea jocul cu ea? Ce liniște și pace. Ne-am găsit nume la motocicletă. Husky e prea mainstream. Ce nume se pune la motocicletă? Să mă ajut pe băieți, oare? Ia, stai tu aici, fetița. Te-a fiat de acolo cu spatele. Hai să o tragem acolo cu spatele și te duci cum am dus eu. E desublat. Bă... Nu, bag în viteză. Păi nu, că n-are frână, uite, mă rucuri atârâși. Opa, a intrat pe gheață. Mă, că mă ruc eu până prin avânt aici. Nu mă las. Ne vedem acasă. Nu, e brad de resubt. Îi dăm. Acolo urcă, că nu e așa mare aici, până fix până motoare. Wow. Noi! Mama, nici nu-mi dau seama cum a aruncat acolo cu al tău. Te-ai ajuns să treci dincolo? Oh, ce frumos se vede. Oh, ce frig e. Eu nu mi-am închis geaca până în gât. Trebuie cu avânt aici. Nu urcăm noi pe asta în vecii vecilor, amin. E pantă mare și multă zăpadă. E înghețat pământul, aia e nașpa, că nu prinde. Aici apare panta destul de mare. Dacă ar fi așa cum e aici, na. La ideea e că pe partea asta cred că nu bate nici soarele foarte mult. Bine, măcar că ne-ar cheltuit la dealul ăla. Alunecă, nu? Alunecă, alunecă. Alunecă vaca. Aia uite, pe mine m-am băgat fix pe șanț. Uite lăbuțe. Oare să fie lăbuțe de câine sau lăbuțe de urs? Cade, dă-te bă că cade, cade. Hai pe lângă șanț, bun. Op, așa. Bă, cum se vede, nu te cred. Faci gemul nori imediat, ia uite. Uite cum e pământul aici, uite cum sare de la Robert. Toată mizeria, tot noroiul. Și așa e și în spatele meu, cu siguranță. Oare putem ajunge pe dealul celălalt? Dar nu-ți ce rău, Robert, să avem grijă la sârme. Se mai pune sârmă ghimpată. Și atunci dacă tu ții o sârmă în fara aia, poate să sară în gât și imediat te decapitează. Din păcate, gândiți-vă că sunt oameni care fac asta în mod intenționat. E râpa aici. Dar măcar putem urca înapoi. I-am place să sar la dâmburile astea. Oba! Au! Au! A murit motorul. Nu porni, nu porni, nu porni. Ia uite, cobor de latul, opa. S-a dus dreapta, eu țin, hai să țin drumul pe aici. Opa, opa, wow, mamă, cum a fost acolo. Mi-a mai zis unică, bă, dar nu știi să te dai, că mamă, ce nu biești, ce începător. Normal că nu știu să mă dau, că nu m-am dat, e, nu știu cât a plimbare. M-am dat pe stradă foarte mult și pe circuit, pe off-road, am foarte multe de învățat. Ce era câine? Bă, era mare, era mare, ursul. Eu am văzut câine, tu ai văzut ursul, ai văzut capră? Și dacă era urs? Hai să ne prefacem că erau capre. E periculoasă, dar e de urs pe aici. Urs câine. Mai ales greșește că vii singur pe aici. Asta e nașpa la enduro când vii singur, că poate să scadă motorul pe tine. Poți să, nu știu, să dai de animale și singur e cam nașpa, că nu are cine să te apere și nici nu se sperie, măcar ursul dacă vede mai mulți oameni, teoretic ar trebui să se sperie. Practic, nu știu ce să zic. Mă tot uit în spate. Opa, opa, opa. Bra, bra, bra. Nu suntem la ora de buștenică. Bun, 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 bravo, 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 bravo. 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 Păi oricum tot acolo mergem și noi. Bun. A căzut Robert. Nu mă mai plec până de la aici. Hop, hop. Epoteca aici. Nu pe aici am urcat și am coborât? Wow! Și a ieșit și soarele. Bă! aia, de ce m-am băgat pe acolo? Că n-am avut control de aia. Pe aici chiar a mai fost, uite urmele. Eu am văzut și urme prin pădure și nu erau de capră. Nu. Tot avântul din lume și cu tot skill-ul, n-am cum. Voi nu sunteți normal, mă băieți. Robert! 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 Da, e... A rămas blocat!